În ultima săptămână, medicii s-au confruntat cu un val de îmbolnăviri din cauza schimbării bruște a vremii. În a treia săptămână de monitorizare a afecțiunilor respiratorii, s-au înregistrat 1300 de infecții respiratorii acute cu 36 de internări și 645 de pneumonii cu 102 internări. Frecvența îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii a înregistrat o tendință de creștere cu peste 20% față de media ultimelor 3 săptămâni. Luna aceasta, Direcția de Sănătate Publică Olt a primit 14.770 doze de vaccin antigripal dintr-un necesar de 105.525. Vaccinul a fost distribuit în mare parte către spitale și medicii de familie. Primii vaccinați au fost bătrânii, personalul medical și cei cu afecțiuni cronice. S-au realizat 1.392 de doze, din care ponderea o deține grupa de risc 1 cu 394 de doze, grupa de risc 3 cu 400 de doze și grupa de risc 5 cu 588 de doze. Începând de săptămâna viitoare, dozele de vaccin antigripal rămase vor fi distribuite medicilor de familie și spitalelor în funcție de solicitări. Cei de la Direcția de Sănătate Publică speră să mai primească o tranșă până la finalul anului pentru a acoperi măcar o parte din necesar.